chiar dacă ducem lipsă de alte lucruri, nu ducem lipsă de talent. Și zic eu că în materie de modă, în sfârșit, primul pas l-am făcut la Milano, eu voi pleca la, foarte curând la Florența, și că așteptăm și că în mod cert, în mod sigur, românii vor fi văzuți pe toate podiumurile din lume. Bine, pentru că merită din plin. Mai exact cred că ar trebui să amintim, chiar dacă le facem reclamă colegilor noștri, există și trebuie să amintim de Venera Arapu, care există la Paris, da, care vinde foarte bine. Care cred că e singura, care deocamdată face ceea ce se cheamă o industrie și care face un business adevărat și vinde cu adevărat, participă la târguri, adică urmează toată calea firească pe care ar trebui în toate săptămânile, la toate săptămâna, nu există săptămâna modei la Paris să nu participă. Și de asemenea există o Irina Jrotăr care merge la prezentări internaționale și face contracte de câțiva ani în diverse țări. Chiar și noi, care exportăm în Anglia și în Israel. Lucrurile, spuneai că de 12 ani facem acest exercițiu. Cred că Occidentul face acest exercițiu de 100 de ani și că mai avem ceva timp până ca lucrurile să fie așa cum ar trebui. Însă, cred că e un început foarte bun. Faptul că am reușit să apărăm la Săptămâna Modei de la Milano, lucrurile cred că se vor începe să se așeze încet, încet. Faptul că suntem cu toții în seara asta aici înseamnă de fapt că pasul acesta se dorește de către toată lumea. Deși e o lume în care orgoliile sunt foarte mari. Da, este adevărat, dar chiar și cu Festivalul Național de Modă, care este de la Iași și care se va muta la București în această toamnă, s-a încercat încă de cu ediția trecută să se orienteze un pic aceste evenimente care de obicei în România o tentă mai mult mondenă, spre partea de industrie, drept care a fost pentru prima dată un târg unde fiecare a putut să-și prezinte modele. Eu tocmai vreau să vă spun că facem pasul ăsta împreună și la propriu în seara aceasta, pentru că suntem aici datorită faptului că am răspuns unei invitații și imaginile pe care le-am putut vedea pe ecranul, se văd prea bine pe monitor. O să se vadă foarte bine pe monitoare. Imaginile demonstrează faptul că am venit aici pentru că Zina Dumitrescu, așa cum vă spunea, pregătește o colecție pentru Florența, dar s-a gândit să o vândă deocamdată la București. Ăsta a fost mesajul pe care cred că ați vrut să-l transmiteți în principal. Cumpărați tot că fac eu altă colecție și plec ea la Florența. Exact. Și vreau să vă spun că mă bucur din suflet că am putut în această seară aici să ne unim cu toții cu prilejul celor 7 ani pe care îi sărbătoriți și că odată cu asta mi-am lansat și o colecție de primăvară 2003 pe care o dedic tuturor doamnelor din Europa și din toată lumea. Vă mulțumesc și sper ca fiecare dintre dumneavoastră să reușească, ca din ceea ce veți vedea, să doriți să aveți în garderoba dumneavoastră măcar un model. O să urmărim foarte, foarte repede imaginile. Din nou le putem vedea în ecranul mare al platoului nostru și iată-le în sfârșit aproape de telespectatori. Ce să vă spun, din punctul meu de vedere, frumoase fetele, asta vede orice telespectator, fie el și neavizat. Eu vreau să spun că despre haine? Nu, despre haine vreau să spun în primul rând că aș vrea și sper că se vede încă din ecran. Aș prefera să arătați mai mult colecție și mai puțin pe mine. Calitatea materialelor, deci țin foarte mult la lucrul ăsta. Colecția pe care am putut-o întreaga asta a avut o adresă foarte exactă. Deci colecția s-a numit Just Wear It și asta înseamnă că imediat după prezentare orice doamnă din sală putea să-și cumpere și să îmbrace colecția. Deci sunt pret-a-porter de lux, serie scurtă, țesături de foarte bună calitate, în general numai țesături naturale, deci mantourile pe care le vedeți sunt mătase naturală cu lână. Accesoriile, mă refer la pantofi, la încălțăminte, realizate de asemenea de acest foarte talentat Mihai Albu, care este de fapt arhitect la origine și care în ceea ce face se vede exact construcția arhitecturală a încălțămintei. Hai să vezi, există o proporție, are la un moment dat niște cizme cu toc de bambus. Eu când le-am văzut prima oară, m-am gândit, Doamne, cum se poate sta pe aceste tocuri? Dar Mihai aici poate să ne spună cum anume le-a construit. Ce a gândit în momentul în care le-a construit? Că după aia ne încălțăm noi ochiile și spunem cum se poate sta pe ele.